Mamă! Oameni buni, oameni de pe tot internetul, dragii mei, fainilor, băi! Primul snapshot din Minecraft 1.17 este aici, cu o grămadă de blocuri noi, chestii noi, future-uri noi, lucruri noi, totul nou, aproape, bine nu chiar, până și eu sunt nou, am față nouă, m-am spălat de dimineață pe față, deci față nouă. După cum ziceam, măi fainilor, s-au băgat niște lucruri noi care sunt atâta de faine, doamne, cum ar fi, spre exemplu, Calcite, cred că e ceva bloc de calciu ăsta în D, după cum începe numele, și Tuff. Astea sunt două blocuri noi, destul de mișto. Și, ia să vedem, pe aici pe sus nu cred că mai avem nimica, nu știu dacă jos de tot, da, uite, jos de tot sunt alea. Avem Block of Amethyst și Budding Amethyst și pe lângă aia avem o grămadă de blocuri de cupru. Super fain, foarte mișto, și o să începem cu blocurile astea de cupru pentru că sunt niște chestii foarte interesante pe care vreau să vi le arăt. Uite așa, de fapt stați așa că mai sunt chestii pe aici. Cum ar fi, ups, lumânări colorate, mă, uită-te la ele, mă, lumânări colorate, bă. Și pe lângă astea avem și ametisturile astea, small amethyst bud, medium amethyst bud, large amethyst bud și amethyst cluster-ul. La restul nu știu sigur dacă au băgat ceva. Ba uite, avem lightning rod-ul. Ca să ne ferească de tunete și troznete. Și parcă undeva pe aici, nu mai știu exact pe unde. A, uite-l ai. Bă, stai așa un pic. Unde te duci? Avem Amethyst shard-ul. Și mai era undeva, dar nu știu sigur unde e pus ăla. A, uite-l ai aici, la tools, aparent. Spyglass, mă duci. Spyglass-ul, ca să ne uităm, să dăm zoom. Păi, deci putem da zoom, mă. Nu știu dacă ați fost cu noi când am făcut podcastul ăla de... A fost Minecraft Live-ul și arătau băieții blocurile de cupru și chestii de genul ăsta, dar blocurile de cupru în timp se oxidează și se schimbă de la culoarea asta lor frumușică până la culoarea asta. Interesting, eh? Adică chestia asta ar putea să facă niște acoperișuri super, mă rog, ai putea să faci din chestia asta niște acoperișuri super mișto, mai ales când vine vorba de clădiri steampunk, părerea mea. Zic acum, nu știu, eu îmi dau așa cu ideea și cu părerea. Dar, vorbind despre cupru, e bine, cupru se găsește exact ca și orice minereu, îl găsești în Overworld, în, ca și, din ce am înțeles eu și din ce am citit pe site, se găsește exact ca și fierul. O să se folosească cam la fel ca și fierul, practic, o să... Trebuiască să-l prăjești într-un furnal sau alte chestii ca să obții lingourile astea de cupru. Și din lingourile astea de cupru, ei bine, dacă facem noi chestia asta, o să obținem un bloc de cupru. Perfect. Easy peasy, lemon squeezy. Până aici. După aceea, din blocurile astea de cupru, dacă facem chestia asta, uite așa, o să obținem 4 blocuri de cut copper. E bine, și din blocurile astea de cut copper o să putem, practic, cred că dacă căutăm un cut stone, uite așa, și îl punem undeva pe aici, pe jos, prin toată nebunia asta, și aruncăm astea acolo. A, nu, încă nu are. Ok, deci încă nu are folosință cu cut. De fapt, n-ai stone cutter până la urma urmei, nu prea trebuie să aibă treabă cu cupru. Dar mă gândesc că dacă facem chestia asta o să obținem slaburi și dacă facem chestia asta o să obținem scări. Easy peasy, lemon squeezy. Acum, poate vă întrebați de ce am eu honeycomb-ul ăsta în inventar. Foarte simplu răspunsul. Pentru că și fiindcă deoarece, dacă vrem să păstrăm cupru într-un anumit stagiu, să zicem vrem să-l păstrăm în stagiul ăsta de aici, că ne place cum arată culoarea asta a cuprului și na, vrem să construim cu ea, ei bine, putem să luăm blocurile de cupru, să punem un honeycomb lângă el și să ne dea waxed copper. Ba ba bi bam. Și acum waxed copper-ul arată exact la fel ca și ăstalalt. Exact aceeași treabă, doar că nu o să schimbe culoarea în timp, ceea ce e super fain. Și putem să facem chestia asta cu absolut toate, fie că este cut, fie că este stair, fie că este slab, fie că este blocul ăsta de cupru. N-are nici o micuță importanță, putem să-l folosim la toate nebuniile astea. Acum, încă o chestie la care putem folosi cupru este nebunia asta de Lightning Rod, pe care, practic, dacă îl punem pe jos, e bine, o să fulgere și nu o să ne mai trăznească Iisus Hristos în pădure sau în acoperișul de la casă și să ne ia foc. Bineînțeles că foarte multă lume, de exemplu, cum suntem și noi pe breaza haiducilor, folosim comanda aia cu fire spread off ca să nu avem probleme cu focurile și cu chestii de genul ăsta, dar acum că o să avem lightning rod-urile astea, nu cred că o să mai folosim în sezonul următor. Și se craftează destul de ușor, 3 bucățele de cupru care să se pună în forma asta și chestiuța aia ne dă un lightning rod. Acum, dacă mă uit eu bine pe aici, cred că avem și candle-ul ăsta. Și dacă ne uităm cum se face el, ia să vedem, deci ne trebuie niște string. Uite așa. Și practic, dacă dăm aici, putem să facem un candle. Văd că o bucățică de honeycomb și o bucățică de string ne dă un candle. Acum întrebarea este cum o colorăm. Sau cum facem candle-urile colorate. Ne trebuie oare colorant? Unde era colorantul totuși? Aici? Aici. Hai să vedem. Luăm, de exemplu, galben. Perfect. Și avem rețeta deja aici. Bun. Yellow. Trebuie să pui doar candle-ul și cu culoarea și aparent îți dă un candle colorat. Super tare. Și ăsta îl pui pe jos și cu ce l-a prins? Cu o torță? Cred că cu un flint and steel. Flint and steel. Ia să vedem. Pam. Click. Da, bă, băiat, uită-te cât de șmecheră e toată chestia asta. Taoleu, că era să și uit de asta. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Era să și uit de faptul că poți să pui lumânări pe tort, man. Și pe lângă asta poți să le și stachezi, desigur, bineînțeles. E bine, nivelul de lumină pe care îl emit lumânărașele astea, depinde de câte lumânări ai plasate pe un singur bloc. Practic, când ai 4, emit cel mai mare nivel de lumină, 3 scade, 2 scade și cu una, bineînțeles, well, you know. Dar putem să ne ținem ziua de naștere Minecraft acum, bă, voi să-i nebun la cap. Uite, ciuc. Și bineînțeles, dacă mănânci o bucățică din tortul respectiv, o să rămâi fără lumânare. Dar poți să pui și așa lumânarea, știi? Adică, o chestie șmecheră e că poți să le faci să plutească, man. Uite cât de tare și chema asta. Gen, poți să faci o casă bântuită cu ele, ești nebun la cap. Și să ai lumânări care plutesc. Dude, fantastic. Și pe lângă asta sunt și waterlock. Bine, acum partea nasoală e că chiar dacă le pui sub apă, nu o să poți să le aprinzi, dar totuși arată destul de interesant și sub apă. Parcă sunt niște bucăți de dinamită. Mai ales dacă le pui așa. Un lucru pe care am uitat să-l menționez despre lightning rod-urile astea este că ele protejează practic o zonă de 4×16 blocuri. Ceea ce înseamnă, dacă dăm un... care era, doamne? F3G? Da, parcă ăsta. 4×16 blocuri, cred că ar însemna undeva la 4 chunk-uri, dacă nu mă înșel eu. Deci, practic, dacă am pune un lightning rod aici, ar fi protejate toate cele 4 chunk-urile astea. Asta plus ăsta, plus ăsta, plus ăsta. Deci, în mod normal, dacă vrem să mai protejăm și astea la alte 4 chunk-uri care le avem aici, ar trebui să mai punem încă un lightning rod undeva pe aici. Eu aș zice că e o zonă destul de măricică pe care o protejează, sincer să fiu cu voi. Că dacă stăm să numărăm, ar fi, nu mai știu cât, un chunk care parcă 16×16. Fie 16×16, fie 15×15, nu mai știu exact numerele, că nu mi-am mai bătut de mult capul cu chunk-urile, dar, hei, încă o schemă pe care o puteți face cu lightning rod-urile. Puteți să transformați sătenii în vrăjitoare. Ups, F3G, așa. Sau puteți să transformați creeperii în charged creeperi. Veniți într-o câmpie din asta, vă faceți o zonă unde să pice un creeper, spre exemplu, nu știu, puneți un lightning rod aici și faceți o chestie de genul ăsta. Uite așa, în care să pice un creeper și creeperul cade aici și în momentul în care vine o furtună, veniți aici, stați un picuț AFK și bineînțeles că s-ar putea ca unul dintre fulgere să fie atras de Lightning Rod-ul ăsta și să vă transforme Creeper-ul într-un Charged Creeper. Geodomurile aparent sunt găsite în subteran, fie câte unul, fie câte două, fie câte trei, depinde. Ideea e că se spawnează random prin subteran, habar nu ai pe unde poți să le găsești. Și în interiorul lor o să găsim nebuniile astea de Block of Amethyst. Ok, o să găsim și Budding Amethyst. Și dacă ne uităm și un picuț aici, în exterior ele au un strat de Tuff, după care un strat de Calcite și după aceea vine ametistul în sine. Cred că ar trebui să punem niște torțe pe aici ca să... Aoleu, ca să vedeți și voi niște lucruri. Pac, pac și treci și tu acolo ca să se vadă. Sunt plicos cam lenești și nu prea vreau să îmi dau night vision. Bun, blocurile astea super mișto. Din mai multe motive. Unul la mână, uitați-vă și voi cum își schimbă culoarea cu lumina. Bine, adică ideea e că se intensifică cumva culoarea odată cu lumina și cu luminozitatea pe care au. Și pe lângă asta, nu știu dacă o să se audă pe vis filmare, dar sper din tot sufletul să se audă. Scot sunete, ia să dăm noi mai tare un picuț. Dă să dăm asta pe Peaceful ca să nu mai avem mobi și să dăm volumul un picuț mai tare. Poate chiar mai tare. Doamne, deci e atât de fain. În momentul în care calci pe ele, le plasezi pe jos. Sau când le spargi, sunt blocuri muzicale, man. Scot sunete, deci e fantastic cât de fain poate să fie. Să nebunesc. Deci mă jur că mi-aș face o podea numai din blocuri din astea. Deci e ceva genial. Și pe lângă asta, prin geodomurile astea, că practic geodom se numește toată structura asta, cresc nebuniile astea de Amethyst bud sau... ele se transformă în Amethyst cluster. Acum, singura chestie este că nebuniile astea cresc doar pe prostiuța asta de bloc. Pe Amethyst, cum zice, Amethyst, Budding Amethyst, pardon, Budding Amethyst, așa. Pe blocurile astea alte nu cresc, din păcate. Le poți plasa și pe Block of Amethyst, dar din păcate ele nu o să crească. Dacă e să luăm un pickaxe, spre exemplu, cu Fortune sau cu Silk Touch, uite, îl avem pe ăsta cu Silk Touch, și vrem să luăm blocurile astea, din fericire nu o să reușim, o să se spargă. Pe blocurile astea cred eu că am putea să le luăm, da, uite. Deci Amethyst clusterul aparent poți să le iei. Practic asta e cea mai înaintată formă, cum ar veni, a chestia asta de ametist. Sunt practic ca și plantele, adică dacă stăm să ne gândim un picuț, cum să zic eu, ca și uitul, știți? Are mai multe stagii de creștere. Și aparent poți să le iei doar în stagiul final, în stagiul în care îi dita mai nebunia de cristal. Bine că nu poți să zici, nu te poți plânge, adică poți să-ți faci o cameră șmecheră cu podea din asta care scoate sunete și cu clusteruri din astea pe lângă tine, că nu cred că ar fi așa o mare problemă. Însă, dacă le spargem în mod normal cu un pickaxe, și că ar trebui să-ți dea undeva la 4 cristale, dar bineînțeles poți să folosești și, cum îi zice, Fortune pe ele. Cred că maximul e de 4 cristale, am o vagă impresie că s-ar putea să-ți dea și mai puține. Dacă stau bine să mă gândesc, aba nu, uite, poate să dea mai multe. Hello, Amethyst shard. Și din Amethyst shard-ul ăsta aparent poți să faci Block of Amethyst. Pam, 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 pam. Super. Deci practic poate să fie și craftate. Acum, singura problemă e în felul următor. Nu prea poți să automatizezi toată nebunia, pentru că nu sunt distruse de pistoane, cel puțin nu încă. Poate pe viitor o să se schimbe chestia asta și o să poată să fie distruse de pistoane. Dacă pui apă pe ele, sunt waterlogged. Dacă ne ducem înapoi pe Creative și luăm niște water, așa, putem să facem treaba asta, adică ceea ce e un picuț cam ciudat, să vezi shardurile la waterlog. Dar ideea este că, dat fiind faptul că sunt waterlog, practic aia înseamnă că putem să le punem și prin și prin apă și să arate destul de mișto. Ar fi și mai fain dacă ar lumina un picuț prin apă, ar fi genial. Acum, încă o chestie este faptul că nebuniile astea micuțe nu cresc pe alte blocuri în afară de astea, de Budding Amethyst. Deci dacă le-am pune pe blocuri de genul ăsta, ar rămâne în același stadiu cum e ăsta și n-ar mai crește. Încă o parte nasoală când vine vorba de farmat blocuri de genul ăsta este faptul că nu poți să iei Budding Amethyst-ul ăsta. Deci nu poți să-l muți din toată chestia asta. Nici măcar cu Silk Touch. Dacă încerci să-l spargi cu Silk Touch, e bine, se sparge și rămâne spart. Adios. Asta e ghinionul tău. Ceea ce un picuț cam nasol, sincer să fiu cu tine, când vine vorba de farmat blocurile astea. Dar, per total, poți oricând să găsești o cămăruță din asta, să vii și să-ți faci aici o micuță fermă de blocuri din astea de ametist. Sau cine știe, să încerci să-ți faci baza pe lângă o nebunie de genul ăsta. Hei, hei, vă văd pe toți! Pot să mă uit în casele voastre. Doamne, ce nebunie! Și acum, dacă tot m-am jucat cu Spyglass-ul ăsta de-a lungul videoului și... putem să vedem acolo pe munte. Mamă, și ce înalt e muntele la Holy Jesus! Ar fi cazul să aflăm și cum se craftează, nu? Adică, dacă tot am văzut cuprul, ametistul și ne-am și jucat cu Spyglass-ul, se pare că e destul de simplu de craftat. Două bucățele de cupru și o bucățică de ametist shard și aparent putem să facem o lunetă! Pam, pam, pim, pam! Și să spionăm chestiile pe aici. Avem ceva de spionat? Aude, uite, calul ăla. Uite-te la caii aia, cum stau aia acolo. Dacă dai F1 și dacă dai F1, practic, nu se mai vede chestia respectivă. Uită-te la caii aia cât de frumos stau ei în habitatul lor natural. Împreună cu niște flori de floarea soarelui în dreapta lor și în stânga lor. N-au nicio grijă pe lume. Oameni buni, v-am arătat câteva chestii noi până acum. Ar fi cazul să vă arăt încă două chestii noi. Și mai exact, avem aici... După cum putem să vedem și noi, Tinted Glass-ul. Tinted Glass-ul este o sticlă prin care practic nu trece lumina, ceea ce e super fain și super mișto, pentru că în sfârșit putem să facem ferme. Mă speria liliacul ăla. În sfârșit putem să facem ferme, să avem sticlă ca să vedem ce se întâmplă în ferme și să nu treacă lumina prin ele. E bine, și Tinted Glass-ul ăsta se face destul de ușor. Practic avem nevoie, după cum putem să vedem și aici, pe nebunia asta, avem nevoie de niște sticlă și avem nevoie de 4 bucățele de ametist shard. Badabim, badabum, și uite așa primim, nici nu știu cât Dumnezeu am primit, stai așa să vedem, că sunt curios. Glass, o bucată, ok, și ametist shard, ne trebuie 4 bucățele. Perfect, pac, pac, sticla, 1, 2, 3, 4 și primim 2 bucăți de Tinted Glass per rețetă, ceea ce e foarte fain. Adică, știi, stai și te gândești un pic, bă, ametist shardurile astea sunt destul de greu de obținut, dacă am nevoie de foarte multă sticlă din asta, ce naiba mă fac eu? E bine, nu e nicio problemă că aparent rețeta e cât de cât ok. Și dacă facem noi, uite aici o schemă de genul ăsta, ia să vedem, 1, 2, 3, așa, pac, 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 pac și o construim până sus de tot aproape, there we go, hei, 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 pac, 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 pac și cu tine acolo. Și dacă o acoperim acum, o să vedem că în interior e beznă, practic. Deci dacă mergem aici și facem asta, dăm un F3, Skylight și Blocklight e 0, deci beznă totală în nebunia asta. Foarte faină treaba, foarte, foarte faină schema. Ups. Uite așa. Și încă un lucru pe care l-am mai băgat băieții noștri este un bundle, my friends. Uite asta, șmecheriuța asta micuță. Traista asta. Și se craftează ceva în genul ăsta. O să avem nevoie de Rabbit hide, pam, 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 pam. Facem o, ca și un fel de bloc. Și după aceea cu 2 bucățele de string avem un bundle. Dacă stați să vă gândiți bine, îi practic bucățele astea de string e ca și un fel de șnur la gâtul bundle-ului. E bine, și ce putem să facem cu asta? Păi, Un bundle din ăsta ține 64 de iteme maxim, deci poți să bagi în ea un stack de iteme. Cum o să ziceți, bă, Puf, dar bine mă, dar un stack de iteme, serios, atâta tot, adică pot să iau mai degrabă cu mine un shulker și aia e. Da, dar această nebunie de bundle poate să țină un stack de iteme, dar nu trebuie să fie același item. Practic, dacă luăm unul din asta, unul din asta, unul din asta, ia să vedem, stai să le punem pe asta aici și să ne mai umplem inventarul. Pot să arunc cu Q, dar hai să aruncăm cu Q o grămadă de iteme din astea. Pam, 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 pam. Easy peasy, le-am squeezy și acum să le luăm în inventar. Ei bine, dacă luăm bundle-ul ăsta și dăm click dreapta pe item, pac, 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 vedem că putem să luăm o tonă de iteme în ea, doar că în momentul în care ajunge la un stack, se umple. Deci, practic, pot să fac treaba asta, să am jumătate niște string, să am niște din astea, să am alea, astea și cu astea și încă un picuț de ață și bundle-ul nostru este plin. E foarte, foarte mișto bundle-ul ăsta în early game. Când te duci și strângi ca nebunul toate sapling-urile, când strângi ca nebunul cactus, pentru că o să ai nevoie de cactus, nu știu, când o să strângi sugarcane, că ai nevoie de sugarcane, flori, pentru că o să-ți trebuiască tot felul de semințe. Din punctul meu de vedere, extraordinar. Îți faci un shulker box în care bagi bundle-uri de genul ăsta și, mă dude, incredibil. Chestia este că nu o să puteți să băgați un bundle în bundle. Adică, de exemplu, dacă luăm astea și mai luăm un bundle și facem asta și încercăm să dăm click dreapta pe bundle-ul ăsta, nu o să putem să luăm, atât timp cât are item în el. Dar dacă este gol, este considerat ca și orice alt item și o să-l bage direct în bundle. Acum, ca să facem rost de toate itemele pe care le-am adunat în bundle-ul ăsta, să facem rost de ele înapoi, este foarte simplu. Dai un click dreapta pe bundle și o să-ți arunce toate itemele respective înapoi în inventar. Țaca-paca, easy peasy, lemon squeezy. Badabim, badabum. Faza faină era când ne-am uitat la live-ul de la Minecraft, live-ul făcut de cei de la Minecraft, îți arătau, nu știu dacă mulți dintre voi ați văzut pe la alți youtuberi că au un fel de data pack în care ții shift și click, ții shift-ul parcă și te uiți la un shulker box și îți arată ce e în shulker box-ul respectiv. E bine, ceva de genul îți arăta și înainte pe bundle, adică dacă adunai toate itemele astea și încă o dată partea nasoală e că trebuie să dai click dreapta pe fiecare item în parte. Deci ar fi fain să bagi o chestie gen să ții click-ul dreapta apăsat și să poți să iei itemele așa, știi? Și să iei toate itemele pe care le ai în inventar sau whatever. După cum ziceam, în momentul de față scrie bundle și ne scrie sub el bundle X3, color X1, sand X1, iron ore X1, etc, etc. E bine, înainte, dacă ține bine minte pe live-ul celor de la Mojang, ți arăta practic în chenarul ăsta ți arăta ce iteme ai, adică iconița itemului parcă și X câte iteme sunt în chestia respectivă, ceea ce era super, super mișto. Două lucruri faine care au fost implementate și care o să ne îmbunătățească un picuț viața pe Minecraft este faptul că acum nebunia asta de bloc pe care îl făceam înainte și care se numea, mă știu, Grass Path sau ceva de genul ăla, nu mai țin minte exact, și a schimbat numele, se numește acum Dirt Path și putem, practic, să îl facem nu doar din grass. Înainte puteam să facem doar dacă aveam blocuri din astea de iarbă și dădeam click dreapta pe ele cu nebunia asta de shovel. E bine, acum toate chestiile astea se schimbă și putem să le facem până și din cursed dirt, după cum putem să vedem aici. Pam, pam, pam. Easy peasy, lemon squeezy. Și până și din pământ simplu. Ta-da! Ha-ha! Și pe lângă asta, o chestie mult așteptată, care pe mine m-a enervat mereu, faptul că putem într-un final să craftăm Fire Rockets de Duration 1 direct în inventar. Mă rog, nu neapărat că direct în inventar, dar le avem aici. Nu mai trebuie să luăm noi cu click-ul și să punem itemele și să le craftăm. Pur și simplu le găsim aici la Search și putem să le facem și să le folosim, să zburăm cu Elytra unde vrea inima noastră. Și ultima chestiuță de pe ziua de astăzi și din acest episod este faptul că, într-un final, minecarturile și railurile sunt waterlogged. Te poți plimba cu minecartul pe sub apă. Ceea ce din punctul meu de vedere e genial, man. Gen, n-am cuvinte. N-am cuvinte, deci e prea tare chestia asta. Toate rail-urile care le avem aici, fie că este powered rail, fie că este detector rail, rail normal sau activate rail, n-are nici cea mai mică importanță, toate acestea sunt waterlogged începând cu 1.17. Acum ce sunt eu curios este dacă și minecarturile astea sunt waterlogged. Gen astea cu cufere și astea alte. Ia să vedem. Tu, minecart hopper, waterlogged, super. Minecraft TNT, waterlogged. Minecart cu cufăr, waterlogged. Furnace minecart, waterlogged. Genial. Fantastic. Ce poți să-ți dorești mai mult de ta? Bineînțeles, după cum putem să ne uităm și noi, minecartul circulă mult mai încet. Are o viteză mult mai mică față de cum ar avea un overworld, pentru că, na, totuși, vorbim aici despre apă, dar prin simplul fapt că s-au gândit să le facă waterlog, din punctul meu de vedere, dude, frumos, mie nu-mi convine, îmi place, adică, de ce nu? Come on, why not? Ei bine, acestea fiind spuse, dragii mei, cam atâta cu primul snapshot de pe versiunea de Minecraft 1.17 pe care toți o așteptăm cu sufletul la gură. Hei, 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 de-abia așteptăm să apară, sincer, de-abia așteptăm. Pe live-ul celor de la Mojang au zis că undeva prin vară, deci mai durează ceva până atunci, dar, după cum ziceam, acestea fiind spuse, cam asta a fost cu update-ul. Vă mulțumesc super mult pentru atenția acordată și că ați fost alături de mine în acest episod. Un micuț like lui Nenea Puff dacă ați rămas până aici și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Vedeți că în descriere și în primul comentariu de la acest video aveți un link către PC Garage. Un micuț click acolo pentru a ajuta pe Nenea Puffosul dacă vreți. Și noi ne vedem pe data viitoare. Până atunci, aveți grijă de voi. V-am țucat. Mua! Ceau les!